1 Petru 3 La fel și voi, soțiiilor, supuneți-vă soților voștri, astfel încât, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor, văzând felul vostru de viață curat și în reverență, Frumusețea voastră să nu constea în împodobirea exterioară prin împletirea părului, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea în haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu, fiind supuse soților lor, precum Sara, care asculta Avram a ascultat de Avraam și l-a numit Domn. Copilele ei ați devenit voi, când faceți binele și nu vă este frică de nicio intimidare. La fel și voi, soților, conviețuiți cu înțelepciune cu acest vas mai slab, femeia, acordându-le onoare ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi, pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. În cele din urmă, toți să aveți aceeași gândire, să simțiți unii cu alții, să aveți dragoste de frați, să fiți plini de compasiune, să aveți o gândire smerită să nu întoarceți rău pentru un rău sau insultă pentru insultă, ci din potrivă, binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Căci cel ce dorește să aibă parte de viață și vrea să vadă zile bune, să-și păzească limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Să renunțe la rău și să facă binele să caute pacea și să o urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei drepți, iar urechile lui iau aminte la rugăciunea lor. Fața Domnului însă este împotriva celor ce săvârșesc răul. Și cine vă va face rău dacă voi sunteți plini de râvnă pentru bine? Dar, chiar dacă ați suferit din cauza dreptății, este ferice de voi. Să nu vă temeți de ce se tem ei și nu vă tulburați, ci sfințiți-l în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având o conștiință bună, pentru ca, în ceea ce sunteți vorbiți de rău, cei ce vă defăimează să fie făcuți de rușine datorită purtării voastre bune în Hristos. Căci este mai bine, dacă așa cere voia lui Dumnezeu, să suferiți atunci când faceți binele, decât atunci când faceți răul. Căci și Hristos, a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să vă aducă la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul în care, de asemenea, s-a dus și le-a predicat duhurilor din închisoare, care odinioară nu ascultaseră atunci când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când era construită arca, în care numai puțini, și anume opt suflete, au fost salvate prin apă. Aceasta este o imagine a botezului care vă mântuiește acum. El nu este o îndepărtare a murderiei de pe trup ci răspunsul unei conștiințe bune înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu și căruia, după ce s-a dus la cer, i-au fost supuși îngerii, autoritățile și puterile.